Salutare băieți, bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi este joi. Cam așa se prezintă matca. Astăzi când am intrat la zburător dincolo, deja aveau ouă pe acolo. Haideți să vi-l prezint pe Power Knight ăsta junior. Ce faci, mă, nebunule? Ma, de ce taci, mă? Ești bătăuș? La zbor cum ești? Tot așa o să fii? Tot bătăuș? Avem aici un porumbel frumușel. Ia să te vedem noi și aici jos la lumină. Ce faci, mă? Ce faci, mă? Când eram eu mic, cam așa primeam pui de porumbei. Ia uite ce duș are. Au grijă părinții de el. Primul meu porumbel se dezvoltă bine. Astăzi avem mai multe lucruri de făcut, pentru că în weekendul acesta mi-ar plăcea tare mult să pot să dau drumul la matcă. Și în video de astăzi o să facem curat în toate boxele. Și nu doar că o să facem curat, o să le și deschidem ca masculii să aibă acces la cuib și cumva să-și ia boxa cu adevărat, să poată să o țină și de afară și dinăuntru. Aici am găsit la zburătorii mei de valoare, am găsit două acolo și un nou acolo, de fapt sus pe ăsta de... Și nu știu exact cine cu cine sau ce-o îndănit pe aici, dar chestia e că s-au ce-o îndănit. Acum o să trească să le facem curat și la băiețești. Le facem curat în boxe, dar cel mai mult o să mă axez la matca deocamdată. Matca o să aibă curat în boxe. Le pregătim boxele, le facem frumușele curat, pentru că sâmbătă vreau să vin și să bag femelele aici și vreau să-i bag închiși în boxe și las, nu știu, vin duminică pe la ei. Eventual o să le pun așa, cred, și o să le trag așa și cam așa să-și ia fiecare boxă, cred. Și după ce îi închid, o să fie ceva de genul așa, cu apă și cu fuzma de aici. Cam așa o să fie treaba, mă apuc de treaba acum, pentru că în unele boxe să sunt ceva mizerie, îi fac acolo, apoi se usucă, zburând, le împing înăuntru și s-a făcut mizerie și înăuntru. Și mă apuc să le fac curat și pregătesc pentru... Am pus și ceva mâncăric aici, la zbor la fel, o să trească să le pun și apă să bea și dăm drumul la treabă. Haideți că revenim după ce terminăm boxele astea, că e ceva de băgalele. Mi-am achiziționat această racletă, șpaclu, nu știu cum să-i zic. E destul de lată, dacă vedeți, are aproape jumătate de boxă. Sunt destul de flexibile, să zic așa. Nu știu exact cât am dat pe ea, dar e destul de, adică nu se îndoaie, nu se, e șmecher rău de tot. Mai am o măturică cu care dau. Ideea e că nu vreau să dau tot praful de aici, pentru că odată ce pun grătarele, haideți să punem grătarele, că aici am terminat. Odată ce pun grătarele în boxă înapoi, eu aș vrea sub grătare să se păstreze praful acela. Odată ce cade ghiniatul, să nu se lipească acolo, să stea un pic pe praful ăla, praful ăla trage un pic. Cred eu că e mai ok. Eu am ceva praf cumpărat, dar acela o să-l pun pe jos. După ce fac curat sub grătare, o să pun praf acolo. Cam așa arată prima boxă, îi punem cuibar aici și am eu de gând să o las așa, ca fiecare mascul să-și ia boxa aia, stați așa puțin, de fapt nu, sau să deschid mai mult, nici nu știu, să deschid mai mult ca să aibă loc, ceva de genul ăsta e deschis, să aibă loc când vine aici și o să le pun aici așa și le mut eu după aia. Și acum
masculul de aici o să vină, asta e boxa lui, de asta o să aibă grijă. Așa va fi și când, când doar că cuibarul va veni aici, așa. Pui, din ce am citit, eu au nevoie de întuneric, să doarmă, să se odihnească, să se dezvolte cât mai bine. Acum îi dăm bătaie la toate astea, că na, și aici a fost, dar am făcut curaj și tot așa facem la toate și pregătim boxele pentru matcă. Gata, am reușit să terminăm. Deja au început masculii să se înfoie pe boxe. E o gălăgie aici, au început să se activeze, să cânte, să-și cheme femela, să... Sâmbătă o să vin aici și o să le bag femelele, până atunci o să strâng exact, o să fac perechile exact ce și cum. Uite că au început să se bată, să se dea afară, să vedem care e mai puternic, care e mai slab. O să fie o bătălie pe aceste boxe. N-am de gând să mă bag între ei, pentru că îi lasă și ce boxe vor, o să trească să mai fac acolo una. Dar are boxa acolo, n-are treabă, o să se pun cu ibar acolo. Pentru că acolo va fi boxa lui jos, pentru că n-are loc aici, n-am atâtea boxe. O să-i pun un cuibar acolo. Noi am făcut curat, le-am pregătit. Bă, am reușit să-l scot afară, mă. Bă, repede-i ceda, mă. Să un pic pe la zburător, v-am pregătit o aici când am venit. Da, cam asta e treaba, mama. Acum a ajuns și celălalt la Easy Box. Noroc că m-am dus astăzi de două la Easy Box și trebuie să mă mai duc o dată. O să fie o nebunie până și au boxele. Până sâmbătă au timp. Până sâmbătă au timp. O să trebuie să-i pun cuibar și lui acolo. Să știe și el că acolo e locul lui. Și că acolo o să... Acolo i-a luat nou, acolo a fost și data trecută. O să fie o bătaie și aici pe bune, pentru că znou ține la asta lui. Nu cred că poate să-l dea pe znou afară, mă îndoiesc să poate să-l dea afară pe znou. Ia să vedem ce se face, cine câștigă. Mă îndoiesc să-l dea pe znou de acolo, pentru că am crescut un rând de pui acolo. Să fie o bătălie pe cinste. Nu înțeleg de ce ăștia doi, ia. Nu înțeleg de ce ăștia doi de aici nu se duc în ăsta lor, au boxa lor. Mamă, dar l-a dat pus nou afară de acolo, ești de mult pe urmă. Ce ai făcut nou, tati? Ce ai făcut? De unde vrei să te duci? Ține boxa asta de aici. Hai, e nebunie aici, dă-mi seama. Fiecare cu boxa lui. Ia uite, iar a început. Snow a intrat și acolo, ia să vin, e atât de puternic Snow. Nu Snow, ia uite mă, a dat afară, mă, ești nebun. Power Knight. Rai nebutul de Power Knight. Uite bătaie între mascule aici. De data asta a ieșit afară Power Knight-ul bătut, nu? Vezi că e bătăios, ia uitați-vă la el. Bătut nu mai știu unde e ăsta-l tău. Te ajut eu să-ți aduci aminte. Aici e. Stai acolo înăuntru. Ia să închid un pic așa. Stai acolo. Ca să știi unde e locul ei. Până aș recunoaște cuibul. Da, băi, cam asta a fost video pe astăzi. Dacă cumva nu mai filmez nimic, de la sâmbătă, ne vedem sâmbătă. Probabil că o să fac tot așa un live pe TikTok ca și astăzi. Și o să povestim despre un perechier. Să facem curat, că vreau să fac curat sub grătare.
cam asta o să se întâmple, să se trebuiască să țin perechele acolo pentru doică, pentru că vreau să mai scot două rânduri de ouă din Power Night, după care o să-i despar și o să-i bag altă femeie la Power Night. Asta e tare, tare pe bătaie, să știți. Vreau să-și ia 40 de... Ia uite, intră pe stela și-l dă afară, vedeți? Vreau să-și ia mai multe boxe, nu știu dacă vedeți. Ia uite ce se înfoie. Unde-i femeia lui? A băgat-o acolo pe femeia? Unde-i femeia lui? A, femeia lui am închis-o eu, am înțeles. Gata, băi, vă salut, vă doresc o zi minunată și să-mi spuneți dacă voi ați dat drumul la matcă. Și dacă nu, pe ce dată dați drumul? Cam în ce perioadă dați drumul la matcă? Vă doresc o săptămână minunată!